Așa, o să te întreb, numai la salon se îndepărtează unghiile tehnice pe care le-ați spus? Eu așa le recomand tuturor persoanelor care au unghii tehnice. De ce? Pentru că foarte multă lume este dezamăgită de unghiile tehnice, pentru că și le îndepărtează majoritatea acasă. Bineînțeles, smulgându-și produsul de pe unghie și normal că atunci afectează unghia pentru că îi se înlătură un strat din unghie, poate chiar mai mult. Și atunci normal că îi se subțiază și nu o să poate să-și le crească cam o lună, două, și atunci normal că o să zică că unghia tehnică mi-a stricat unghia, da. Hai să fac o paranteză aici. Se spune că, sau e o concepție greșită că unghiile tehnice strică unghia noastră? E o concepție foarte greșită. Să explicăm că chiar vorbeam astăzi cu cineva și mi-a zis să vă întreb dacă este adevărat sau nu. Nu, de exemplu, de mie personal și mai știu și alte persoane care chiar îmi sunt cliente, eu, de exemplu, am avut unghiile foarte, foarte moi de mic copil și niciodată n-am putut să mi le țin mari. Și de când lucrez aici am început să îmi pun tot timpul unghii tehnice. Bineînțeles că mai fac din când în când o pauză de 2 luni, 3 luni, o lună. Dar nu se vede că... Nu. Deci chiar nimeni nu ar zice că aș fi avut unghie tehnică sau așa, nu. Și mie, din contră, mi s-au întărit. Deci nu știu dacă mă credeți, dar chiar mi s-au întărit. Și nu sunt prima persoană care zice lucrul acesta. Uite că este o concepție greșită. Așa că să vină cu încredere că nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă. Dacă sunt sfat de la un specialist. Dacă sunt înlăturate cum trebuie, nu. Chiar nu au ce să pățească, pentru că unghia este ca și părul, se regenerează și nu are ce să îi afecteze, deci chiar deloc. Atâta timp cât suntem vii, să stea liniștiți că o să crească. Da, normal. Și dacă nu și le îndepărtează acasă, singure, să și le smulgă, nu au ce să pățească, chiar nu au. De ce să le îndepărteze acasă, singură, totuși, dacă au avut totuși posibilitatea să vină să-și pună unghiile tehnice? Eu cred că are posibilitatea să vină să le dea corect jos. Că după aceea spune că de fapt strică unghia, dar uite de ce strică, fiindcă nu respectăm procedurile care trebuie să respectate. Da, așa este. Normal că din moment ce ce ai putut să-ți pui unghii, ce ți-ai permis să-ți pui unghii, normal că îți și permis să ți le dai jos. Și cel mai bine ar fi și ar fi cel mai recomandat ca să ți le dai la un salon. Pentru că... Aveți soluția potrivită care trebuie? Da, cum să nu. Și tot timpul când ne-am îndepărtat la cineva jos, niciodată n-a venit că mi s-a rupt unghia sau mi s-a subțiat. Nu, din contră, am mai venit. Vreau să mai împun unghii, că mi s-a întărit. Sau îmi place foarte mult cum arată. Sau aspectul este mult mai plăcut. Așa că trebuie să respectăm pașii care trebuie să respectați pentru a avea unghiile frumoase, sănătoase, mâinile frumoase și îngrijite.